În biserica cu hramurile Sfântul Ierarh Dionisie, episcopul cetății Albei Ismail și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei din satul Elizavetovca, raionul Ungheni, Republica Moldova, s-a oficiat marți 19 ianuarie Sfânta Liturghie cu prilejul sărbătorii botezului Domnului pe stil vechi. Aceasta a fost urmată de rânduiala Sfințirii Cea Mare a Apei. Cele două slujbe din locașul de închinăciune ce aparține de Arhiepiscopia Chișinăului au fost oficiate de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași, care a fost întâmpinat cu emoție la orele dimineții în fața locașului de închinăciune. Alături de părintele stareț au mai slujit părintele Vasile Țarcă, misionar de caritate în cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni Grajduri, județul Iași, părintele paroh Gabriel Andrei Gherasă și părintele Florin Gabriel Costin, slujitor la biserica din Elizavetovca. Credincioșii din parohie au participat cu multă evlavie la momentele liturgice dedicate marelui praznic închinat Mântuitorului Hristos. Iubit vre tine, numindu-te și Duhul închide porumbela de verit. Și Ioana a văzut Duhului Dumnezeu pogorit. Să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe n-am preasfințitul Părintele nostru Teofan, arhiepiscop al Iașilor, mitropolit al Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe preacuvioasă și niciun cuvânt nu este de ajuns pe lauda minunilor tale. Părintele Vasile Țarcă a făcut referire în predica adresată la importanța sărbătorii botezului Domnului. La râul Iordanului, Ioan Botezătorul, după ce a propovăduit venirea Mântuitorului Hristos, spunându-i oamenilor, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, vedem că acesta l-a așteptat pe Mântuitorul Iisus Hristos, deși mulți îl considerau pe Ioan un mare profet, și Irod îl considera pe Ioan un mare profet și se temea cumva de cuvintele sale și de ceea ce propovăduia, de faptul că îi mustra pe cei păcătoși și îi învăța pe oameni pocăința aceea întru Dumnezeu, lepădarea păcatelor și urmarea învățăturilor celor bune. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a exprimat bucuria de a sluji în parohia Elizavetovca, îndemnând oamenii să fie alături de biserică și de preotul paroh. Trăiți credința și slujbile, păcat, din cele 50 sau 60 de familii sau case, mai sunt poate și cei care sunt puțin credincioși sau cei care chiar nu frecventează Sfânta Liturghie. Darul Duhului Sfânt care lucrează prin Sfânta Dumnezească Liturghie și prin prezența la biserică, dumneavoastră o să propovăduiți Cuvântul lui Dumnezeu, să spuneți, hai frate, hai vecină, hai soră, să vezi cât e de frumos la liturghie, să vezi cât e frumos predică Părintele. Este o zi pentru mine foarte fericită și așa. Am simțit o liniște extraordinară în timpul slujbelor. Dar aș fi mult mai fericit când vin a doua oară și vă rog în numele lui Dumnezeu și amen. Și Domnul să fiți mai mulți. Măicuța scumpă să vă ocrotească, măicuța scumpă să vă aibă sub sâmpul său omofor.
și Maicuța Sfântă să ne slobozească, să vă slobozească de această grea încercare pandemică. Părintele paroh Gabriel Andrei Gherasa a subliniat că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu l-a rânduit pe arhimandritul Nicodim la mănăstirea Hadâmbu, unde s-au întreprins cu multă jertfă ample lucrări de restaurare și de înnoire. Ziua de astăzi pentru mine este cea mai fericită zi de când sunt preot pe Elisabeta. Și în primul rând pentru vizita Părintelui Stare și în al doilea rând pentru Maica Domnului. Pentru că știți fiecare dintre dumneavoastră cât de greu s-a făcut biserica noastră și chiar dacă Părintele nu știa pe atunci, de fiecare dată când ne împotmolea, mergeam în dealul mare la Maica Domnului. Deși Părintele Stareț este un om foarte smerit și nu va spune niciodată lucrul acesta, este cel mai însemnat dintre toți stareții pe care mi-au fost dat să-i cunosc în viața mea, prin dragostea pe care o are față de preoții de mir. Părintele Nicodim, să știți că, fără să exagerăm, este cu adevărat unul dintre ucenicii Maicii Domnului, unul dintre fiii ei ceniți, pentru că a lucrat Maica Domnului și în cei 31 de ani de stăreție la Mănăstirea Hadâmbu, pe care îi împlinește pe 25 martie de sărbătoarea Bunei Vestiri, a pornit asemenea nouă de la zero. În semn de apreciere pentru dragostea de a veni în mijlocul comunității parohiale din Elisavetovka, Părintele paroh i-a oferit arhimandritului Nicodim Gheorghiță ordinul Sfântul Ștefan cel Mare din partea înalt preasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Multele lui fapte pe care le-a făcut și sunt neștiute, dar pentru dragostea pe care o are față de noi, în al preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Petru l-a felicitat cu una dintre cele mai importante distincții ale Mitropoliei Basarabiei. Este vorba de Ordinul Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Pentru că Părintele Stareț este bucovinean la Obârșie, îl iubește pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și are dragoste față de casa lui, asemenea Sfântului Voievod Ștefan. Părintele Stareț a mulțumit pentru această distincție și a oferit bisericii din Elisavetovka o icoană cu chipul Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu, o cruce de binecuvântare și câteva cărți de cult. Oamenii au primit câte o iconiță și dulciuri, iar după ce au fost miruiți s-au îndreptat către casele lor. Amintim că piatra de temelie a celei din tâi biserici din Elisavetovka a fost pusă pe 23 noiembrie 2019 de către înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Petru. În prezent, Sfântul locaș este finalizat, aici fiind expuse spre închinare fragmente din moaștele mai multor sfinți ai Bisericii Ortodoxe.